seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Campus. PI. Așa cum v-am anunțat și la sfârșitul jurnalului Campus TV, în această seară, în studioul Campus TV, este domnul senator Constantin Popa. Bună seara și bine ați revenit în studioul nostru. Bună seara, bine v-am găsit, bună seara tuturor. Ce faceți, domnul Popa? Proaspăt venit de la București. Ce se mai întâmplă la capitală? Păi ce se întâmplă? Toate vechi și toate noi. Am fost la ziua jandarmeriei române, la jandarmi, a fost o sărbătoare frumoasă, foarte frumoasă, multă militarie, multă ordine, frumoasă, foarte frumoasă. Da, sunteți un adept al ordinii din câte știu eu, da. Și nu știu dacă chiar a militariei, dar ordinii, da. Îmi place mult militarie, îmi plac mult militarii, mi-a plăcut întotdeauna lucrul ăsta. Și văd că pe an ce trece, pe ciclu ce știu și eu, trece, ca să zic așa, sunt un pic emoționat că gândul meu deja e acolo, văd că evoluează și evoluează foarte bine, se întăresc, se dotează, vin tehnici noi, e un lucru bun pentru România și pentru români. Domnule Popa, glumeam eu înainte de începerea emisiunii că o să spunem telespectatorilor că urmarea emisiunilor Campus TV, dumneavoastră ați constatat faptul că oamenii au din ce în ce mai multă nevoie să comunice cu cei pe care au ales să-i trimite să le reprezinte interesele, motiv pentru care de curând ați lansat propria aplicație mobilă. Despre ce este vorba? Practic, ce pot face oamenii acolo și cum v-a venit ideea? Deocamdată aplicația este numai pe Android. În cursul săptămânilor viitoare va fi și pe iPhone. Deci, practic, ce se întâmplă? Rolul meu, cum să spun eu, job-ul meu, este ăla de a fi o punte între populație și guvernul. Deci eu trebuie să răspund la dorințele pe care le-au alegătorii mei, buzoienii, românii în general, pentru că sunt senator al României. Și atunci m-am gândit că o mare majoritate din proiectele pe care le-am făcut până la momentul ăsta nu au venit neapărat că le-am inventat eu noaptea, au venit din dorința românilor. Ei au spus că ar vrea să fie liberi în prima zi de școală, ei au spus că știu și eu li se taie apa și cu toate că au plătit-o, ei au spus că au nevoie de un job nou, de primul job. Știți că am lansat acest proiect împreună cu UNEPR și a devenit un proiect de grup acum, deci e proiectul grupului UNEPR. Așa? Ei românii m-au inspirat și m-au sfătuit. Buzoienii, românii, cetățenii, oameni din jurul meu. Deci, lucrurile cu care te duci în Parlament, ideile pe care le transpui în proiecte de legi, vin practic de la oameni. Deci, vezi într-un loc că ceva nu funcționează și atunci imediat mergi la grupul tău parlamentar, nu? La biroul parlamentar și încerci să miști lucrurile înspre bine. Asta este ideea. Ori, eu m-am gândit în felul următor. Dacă eu am dreptul să pun o întrebare, să fac o interpelare oricărui ministru, m-am gândit să dau aceeași șansă și buzoienilor noștri. Nu numai celor din Buzău, celor din Râmnic, celor de la țară, până vine omul de la celor Chilii, din străinătate, poate. Poftim? Așa. Până vine o buzoian la Chilii, mai bine îmi face o sesizare, ca să zic așa, sau îmi dă o idee. Îmi spune, domnul senator, eu m-am gândit că ar fi bine să-i spunem la albastru-negru. Noi stai să ne gândim dacă e bine să-i spunem la albastru-negru. Comunicăm și dacă din comunicarea asta se naște ceva, atunci se poate transforma într-un proiect de lege. Sau, de exemplu, un oarecare cetățean are o nemulțumire. Dom'le, am păzit un necaz, m-a dat afară la servici și mie mi se pare că este un abuz sau chestii de genul. Atunci încercăm și întrebăm și ne interesăm pentru persoana respectivă, pentru că ăsta e caietul nostru de sarcini. Aici trebuie să lucrăm noi. Pentru asta ne-au trimis acolo, ca să-i ajutăm. Să fim o punte între ei și guvern, dau un exemplu. Imaginați-vă că o persoană, dumneavoastră, de exemplu, ca să ajungeți la un ministru în audiență, vă trebuie vreo câteva luni bune, nu? Mie îmi răspunde, obligat de lege, bineînțeles, sunt 30 de zile. Iar eu am posibilitatea să-i pun câte întrebări doresc și îmi va răspunde întotdeauna.
Au început și... oamenii să vă trimită întrebări, da, sesizări? Da, da, da. Au început să-mi trimită. Eu oricum am să doresc ca prin intermediul dumneavoastră să fac un soi de reclamă. Vreau ca să-mi stabilesc o lună unde am să stau într-un loc public și am să-i aștept să discutăm. Prietenește, pur și simplu. Măi, oameni buni, cu ce vă pot fi de folos? Nu e campanie. Campania e până 2016. Suntem la mijlocul mandatului. Hai să vorbim ca prieteni. Au telefoanele mele, sunați-mă, vin unde vă doriți. Hai să vorbim, să vedem ce mai găsim, ce avem nevoie, ce putem face. Nu ne putem lăsa în depresia, Doamne, totul s-a terminat, nu se mai poate face nimic. Lăsați-mă adică, să înțeleg. Dincolo de zângânitul cătușilor și de ce se întâmplă la televizor de un timp încoace, trebuie să mai și muncim. Asta e părerea mea. Nu putem să stăm cu o țară blocată, nu? Deci lăsați-mă să înțeleg. Noastră veți stabili o lună. Și cred că în curând se o va zi întâmpla. Pe lună. O zi pe lună. Două. Când veți fi prezent în loc public, da. Vă mutați practic birou în stradă. E birou. Hai să nu folosim vorbe mari. Noi doi ne știm de multă vreme. Nu, domnule, mi-au un scăunel și un măsuz, să stau cu minte acolo, nu o să-mi pun o plancardă pe mine să zic senator. Oh. Da, stau acolo și încerc până rețele de socializare, până televiziune să-i anunț. Oameni, domnule, sunt acolo. Și stau în picioare și vorbim. Constantin mă cheamă, poate mai găsesc pe unul care îl cheamă tot Constantin. Și spune, nea Constantin, cu ce pot să-ți fiu de folos? Păi domnule, n-am servicii. Dom'le, asta nu pot să fac. Zi-mi ceva ce pot face. În acest moment cred că avem pe cineva care să ne spună hai ce să putem face. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și domnule senator, bună seara buzăinilor. Domnul senator Marini Vașcu vă deranjează. Cu drag, Marini. Cu ghilimele de rigoare. Da. Domnul senator, de exemplu, vă dau cazul meu. Am fost plecat între anii 2004-2009, 5 ani și jumătate, într-o țară străină. Ca mine sunt mulți alți români. Am fost plecat într-o perioadă în care modul de a face un contract de muncă în afară, nefiind în Uniunea Europeană, nu ne permitea acest lucru. Deci nu puteam să facem un contract de muncă și am lucrat la negru. Noi care am fost plecați afară am trimis niște bani familiilor noastre în țară. Putem dovedi cu acte că am trimis acei bani. Cu alte cuvinte, dacă țineți minte, în acea perioadă chiar se făceau socoteli de către guvernul din perioada respectivă cu ce bani se primește bani de afară, își făceau socotelile. Mai primim 8 miliarde de afară acest an și practic am susținut economia. Cum? Eu mi-am construit o căsuță, celălalt la fel, celălalt a cumpărat o mașină din țară, cei care au construit casa mea aici au avut un beneficiu, fabricile de materiale de construcții au progresat, au vândut către mine, către ceilalți. Deci, practic, economia a funcționat și cu banii noștri. Noi ne-am avut posibilitatea de a avea un contract de muncă în afară, nu am putut plăti anumite lucruri pentru a beneficia de o pensie. Mi s-ar părea normal ca un ajutor, poate nu 5 ani cât am stat afară, poate 2 ani și jumătate să mi se recunoască cumva. Bine, eu dau o sugestie, cei care sunt îndreptățiți să se gândească la acest aspect, să calculeze și să, în funcție de fiecare, cum poate dovedi că a trimis, câți bani a trimis în țară, și să ne dea niște posibilități. Eram în situația în care în țară nu se putea trăi foarte bine și nu se putea munci, că de-aia au plecat atâția, milioane de oameni, și atunci eu zic să fim ajutați în acest sens. Bun. Mulțumim tare. Numai un pic. Și mai este un aspect, domnul senator, nu știu dacă dumneavoastră cunoașteți, în Comuna Mihăilești există fostul spital din Comuna Mihăilești care deservea pe o rază de circa 25 de kilometri toți locuitorii comunelor apropiate. El a fost construit pe vremea reginei Mama Maria, chiar a fost inaugurat de regina Mama Maria, a fost lăsat în paragină. Acolo era sală de naștere, era sală de operații, era bloc de adulți, de pediatrie. Iar acest spital acum înțeleg că e închis. Azil.
pentru oameni pentru cu handicap și așa mai departe. Deci este o suprafață imensă de teren, clădiri lăsate în paragine, s-a investit după 90 doar în acoperiș și câteva geamuri și uși. Este păcat că nu poate fi folosit pentru a deservi în continuare, cum era pe vremurile respective, o zonă apropiată de Buzău. Nu se cază să vină oamenii până la Buzău, să se cheltuiască bani cu salvările, cu... Acolo pot fi create și locuri de muncă și cu o investiție minimă s-ar putea reface acel spital. Am înțeles. Mulțumim tare, tare mult, domnule Popa, ați reținut. Este vorba, pe de o parte, despre cei care au muncit în străinătate. Nu știu cum ar putea să li se recunoască o perioadă muncită în străinătate. Într-adevăr, banii au venit în țară, dar probabil dacă ar fi avut inspirația ca o parte din banii respectivi să se ducă ca și cotizație către o casă de pensii, către ceva, probabil altfel ar fi stat lucrurile. Îmi pare rău să... Dar partea cu spitalul de la Mihăilești, cred că... Da, este un subiect pe care eu am să-l cercetez. Iată o sugestie, iată, tocmai vorbeam de aplicații și care e rostul lor. Deci, iată o idee dată de un buzoian de-al nostru, iată o nouă misiune pentru mine și pe care o să-mi fac temele, o să mă duc acolo, o să văd ce se întâmplă, cine e proprietarul, ce s-a întâmplat și... Cât pot de repede, domnul Ivașcu, vă dau și un răspuns, nu numai verbal, și scris, ca lucrurile să intre într-o normalitate, o anume normalitate. Pentru că tocmai vorbeam de legătura dintre oameni și guvernanți. Noi suntem această legătură. Noi nu suntem folosiți aproape niciodată în scopul pentru care am fost creați. Nu? Parlamentul României este garantul democrației în România. Corect. Mult blamatul parlament al României, care nu e făcut doar din hoți și din penale, așa cum știu și eu, încearcă să induce ideea. Nu, dar discretarea parlamentului este, cum să spun, un lucru, din punctul meu de vedere, nu că sunt eu acolo, e atât de dăunător pentru democrație. Corect. Mai avem un telespectator. Bună seara! Bună seara! Mă numesc Potecă și George. Aș dori și eu să îl întreb pe domnul senator două secunde. În primul rând, dacă îmi permiteți, unde aș putea să vă găsesc și unde aveți sediul dumneavoastră, să discut și eu cu dumneavoastră ceva probleme, eu știu. Cu mare drag. Deci, sediul nostru este în blocul poștii, PTTR, cum se spune acolo, la etajul 1, pe aliniamentul cu McDonald's-ul, ca să vă dau așa niște dimensiuni. Și acolo o să vezi cabinet parlamentar. Dar vă dau un direct, un număr de telefon și consiliera noastră o să vă îndrume în direct ca să veniți acolo. 0752 40 20 40. Domnul senator, să notez. Potecă mă numesc. Da, domnul Potecă, cu mare drag. Vă mulțumesc tare mult. Și aveți o zi anume sau vă contactez la telefon? Oricând. Deci, în afară de luni, marți și miercuri, câteodată când sunt la Parlament, în fiecare zi puteți veni. Vă mulțumesc. Repetați numărul de telefon. 0752 40 20 40. Deci tehnica este următoarea. Luați legătura cu domnișoara consilier, ea o să vă contacteze imediat ce eu am pus piciorul în birou. Și ori vine la dumneavoastră dacă sunteți foarte departe, ori veniți dumneavoastră la mine, cum ne înțelegem. Am înțeles. Deci suntem flexibili, nu se pune problema. Mulțumesc tare mult și vă doresc mult. Rugămintea mea este, dacă e o problemă foarte stufoasă, să veniți cu ea scrisă ca să putem să o studiem după aceea și în cadrul cabinetului cu consilierii și cu toată lumea. Mulțumesc tare mult. Cu drag. Mulțumim tare mult. O să rog pe colegul meu, pentru că domnul Viorel Arcaș, președintele Comisiei Buget Finanțe din Senat, a acceptat să intre în legătură directă cu noi în această seară, mijlocită această legătură de domnul senator Popa. O să rog pe colegul meu să facă această legătură telefonică, pentru că înțeleg că noul cod fiscal urmează a se discuta. Da, acum. Deja se dezbate în comisia noastră de buget finanțe, unde domnul Arcaș este președinte și
Da, o să rog pe colegul meu să facă legătura. Până atunci, rugămintea mea către telespectatori este că dacă doresc să intre în legătură telefonică cu noi, să sune pe numărul de fix care este afișat pe ecran, nu pe numărul de mobil. Numărul de mobil este strict pentru SMS-uri. Până în momentul în care vom face legătura cu domnul Viorel Arcaș, domnule Popa, cât de utile sunt aceste legături ale dumneavoastră cu oamenii, în sensul că, și de ce vă pun această întrebare, ați observat la oameni mulțumirea că pot intra în legătură telefonică, chiar cum fac în această seară cu noi, și că îi ascultați? Da, eu cred că sunt mulțumit. Bineînțeles că de ce n-ar fi? De ce vă întreb? Există de puține ori posibilitatea să ai cui te plânge, să ai cui să spui ce ai vrea să ți se rezolve, dar până am răspunde dumneavoastră la întrebare, o să îi spun bună seara domnului Viorel Arcaș, președintele Comisiei Buget Finanțe din Senat. Vă spun bună seara și vă mulțumesc din suflet pentru faptul că ați acceptat să interveniți. Bună seara, cu mare plăcere, mai ales cu colegul meu de comisie și acolo la dumneavoastră. Mulțumesc frumos, domnul președinte, bună seara și eu vă urez. Domnule Arcaș, la începutul emisiunii, domnul senator Constantin Popa îmi spunea că are emoții, iată mi-a venit și mie rândul să am emoții pentru că stau de vorbă cu dumneavoastră. Foarte pe scurt o să vreau să vă întreb, înțeleg că urmează să discuta noul cod fiscal, ce noutăți aduce noul cod fiscal? Haideți să spunem bucurii buzoienilor. Noutățile sunt foarte multe și foarte importante, cred că, pentru întreaga țară și pentru a mișca, cât de cât, motorul economiei. În primul rând, reducerea de TVA, care știți bine că a fost majorată, nu cred că era momentul, în criză, să majorăm taxe. Revine la 20% începând cu 1 ianuarie 2016 și până la 18% din 2018. Ceea ce este, cred că, foarte, foarte important. Reducerea accizilor la combustibil, la alcool, la bere, la totul face la creșterea consumului, duce la creșterea consumului și, din nou, măsuri foarte bune, reducerea cotelor de CAS. Deci sunt multe, multe. Noi am început discuția în alaltăieri, deja, domnul senator Popa este acolo, știe. Am discutat în mare, fără amendamente, urmează că începând cu data de 15, 16, 17 să discutăm amendamentele și să vedem dacă mai aducem anumite îmbunătățiri. Fantastic! Asta înseamnă că acest procent de 4% se va resimți în buzunarele românilor. Absolut, în buzunare. Știți cum a fost și cu reducerea cotei de CAS. S-a resimțit și eu chiar am avut discuții cu mulți oameni de afaceri. Unii au mărit salariile pe ei, unii au creat noi locuri de muncă, deci totul merge spre binele cetățeanului. Extraordinar! O veste foarte bună. Aș vrea să vă întreb, domnul senator Popa este recunoscut aici la Buzău pentru faptul că stă de vorbă cu oricine și adună idei pe care le duce mai departe la București. Cum îl percepeți dumneavoastră? Cum percepeți dumneavoastră aplicarea aceasta către social, către partea socială a domniei? Este normal, este și face parte din grupul social-democrat. Și face treaba așa cum a trebuit să o facă un adevărat social-democrat. Uite, chiar acum a provocat, să știți, discuția, ați văzut poate pe mass media, invitația domnului președinte de la ANAF pentru 16 aprilie la comisie. Mult discutatele probleme cu controlele ANAF, cu anumite abuzuri, să le spunem așa, unii spun că sunt abuzuri, unii spun că nu sunt. Dânsul a venit cu o cerere să le solicităm în urma discuțiilor care le-a avut cu cetățenii, am înțeles, la cabinetul parlamentar și s-a și pus în practică și deja s-au și purtat discuții pentru îmbunătățirea cadrului legislativ în această direcție, fiindcă la ora actuală legea cam permite și dă voie la anumite abuzuri și nu este normal. Bun, iarăși o veste foarte bună. Domnule Arcaș, o ultimă întrebare. Aș vrea să vă întreb, ce ar trebui să le transmitem noi buzoienilor în această seară? La ce să se aștepte? Lucruri bune încep să se întrevadă. Speranțe de o parte sunt, de o parte nu sunt.
Deci ar trebui să-i transmiteți că noi ne luptăm acolo în Parlament, tocmai ca să treacă acest cod, care eu zic că va schimba viața mult în bine. Dacă noi reușim să trecem cu toată opoziția care o avem, și aici chiar nu înțeleg pe colegii din opoziție de ce să opun la un asemenea cod, dar probabil pur politic nu are nimic cu realitatea vieții, să vorbesc așa, dar noi sper că reușim să trecem prin Parlament, să fie și promulgat până la 1 iunie, până la 1 iulie, fiindcă trebuie să aplicarea să fie aprobat cu 6 luni înainte, deci să pot aplica de la 1 ianuarie. Să sperăm că se va întâmpla, că va trece până la urmă, pentru că veștile venite în această seară din partea noastră sunt foarte bune. Da, și sunt mult mai multe, dar o să le discutăm acum, pe rând, când nu vreau să vă ocup eu emisiunea, dar sunt multe lucruri bune în nou cod. În regulă. Vă mulțumim tare mult, domnule Viorel Arcaș. Și eu vă mulțumesc și vă urez o seară frumoasă. O seară plăcută vă dorim, la revedere, mulțumim mult pentru intervenție. Iată, vești bune venite din partea domnului Arcaș. Și aș vrea să vă întreb, domnule Popa, înainte de pauza publicitară, cum s-a născut ideea aceasta a întâlnirii cu reprezentanții ANAF-ului? Am avut cât cu 1000 de reclamații pe tema asta. Oameni care au cerut explicații. Dom'le, ce se întâmplă? De ce să închid afaceri? Pentru că în momentul în care închizi o afacere, chiar nu mai e nimic de la ea. Hai, înțelegi că a dat o amendă pentru 3 lei, care nici aia nu-i de înțeles. Dar să închizi prăvălia, ai tăiat obiectul și la buget și la angajatul care e acolo, la toată lumea. Și am considerat că e bine ca domnul președinte la ANAF să ne dea și nouă Comisie de Buget Finanțe o explicație pe care la rândul nostru o ducem în teritoriu către oameni. Adică să întrebăm care ne sunt prioritățile. Să strângem bani la buget sau să pedepsim în felul ăsta și angajatul și patronul. Pentru că închidând afacerea pedepsești și angajatul care poate că n-are nicio vină, nu? Da, și iar plecând de la această poveste, nu știu dacă dumneavoastră știți ce s-a întâmplat zilele trecute la Buzău, în sensul ca informație de dedesubt. În seama unei astfel de amenzi primite de la ANAF, o doamnă, femeie de afaceri din Buzău, a ales să-și pună capăt zilelor. Iată, a crezut probabil că nu va putea să plătească, să își rezolve problema. Ori fi fost și alte probleme, dar rudele pe seama acestei amenzi, spune gestul domniei sale. Dar eu n-am vrut să deschid subiectul ăsta, mi s-a părut unul sensibil, dar credeți-mă că și ăsta a fost un motiv și poate că ăsta a fost principalul motiv pentru care am decis să-l rog pe domnul președinte la comisia noastră și pe colegii din comisie să aprobe o cerere de a invita la explicații pe domnul președinte de la ANAF. Bun, luăm o scurtă pauză publicitară, după care revenim în direct și discutăm despre proiectele de viitor ale domnului senator Constantin Popa.